Bună dimineața! Ca în fiecare săptămână deja, Adrian Dragomir, webinariile termene.ro. Astăzi îl avem pe Mircea Căpățână de la Smart Bill alături de noi. Despre Smart Bill nu cred că trebuie să mai spunem foarte multe lucruri. Dar mai spune, mai spune. Deja, mai spunem, mai spunem. Aș vrea să spun eu cum văd Smart Bill, pentru că noi ne cunoaștem din 2015. De când termenul era chiar foarte, foarte la început, ne-am întâlnit prima dată cu voi, chiar câteva luni înainte de prima investiție pe care ați avut-o în 2016, în ianuarie, dacă mi-aduc bine aminte corect. Și atunci noi ne-am întâlnit undeva prin noiembrie și noi ne uitam la voi și ne gândeam, băi, vreți să fiți și noi ca ei? Că e frumos business-ul ăsta. E un business care crește. Ce ne-a ambiționat pe noi la momentul ăla, și nu cred că ți-a spus asta niciodată, era că ne doream să creștem mai repede decât ați crescut voi în primii 7 ani. Asta a fost o chestie de motivație pentru noi. Și spun sincer că nu doar eu, pentru că cunosc foarte mulți antreprenori în România care se raportează la business-ul vostru, care vă urmăresc, care au fost atenți tot timpul la ce ați făcut, cum ați crescut și ați făcut foarte lucruri foarte, foarte faine, despre care probabil că o să discutăm și astăzi. Bun. Subiectul zilei de astăzi este externalizarea, pentru că atât ceea ce face Smart Bill-ul, cât și ceea ce face Termene, din punctul nostru de vedere, intră în această categorie de externalizare de servicii. Voi de curând ați intrat destul de puternic și în zona de contabilitate, pe care am văzut că tot construiți de 2 ani în Da, să vezi, acum a ultimii 2 ani. fost încă mai puternic, da. Da, chiar da. Păi și ne Adică ne punem. apropiem la, punem ultimele antene pe tower, știi? Am înțeles. Și ne spui astăzi ceva sau? Nu am ceva foarte concret, dar putem spune de principiu, da, sigur. Nu, adică nu e ceva, nu mai urmează un nu știu ce lansare, pur și simplu, we are there. Upgrade-uri și îmbunătățiri și Da, o să-i funcționalități facem un noi. push mai puternic, mai cu încredere, mai cu forță, Ok. știi? Bun. Aici poate chiar ne povestești un pic, Mircea, la un moment dat, dar nu neapărat poate astăzi, că aș vrea să-mi spui ce lecții ai învățat tu personal, pentru că știu că tu te ocupi de toată zona de marketing la Smart Bill, din lansarea unui nou produs, pentru că facturarea era și este produsul vostru principal, după care ați intrat în zona asta, într-o piață nouă, chiar dacă este adiacentă, dar totuși e un domeniu nou, atât din punct de vedere dezvoltare, dar și marketing și așa mai departe. Și poate la un moment dat povestim despre Sure. lecțiile învățate. Ce aș menționa aici este că avem și gestiunea, care nu ar trebui neapărat lipit de facturare. Mereu l-am prezentat. Adică ele sunt cumva împreună pentru că se exclud. Adică poți să ai facturare sau ai gestiune cu facturare. Adică nu Poți sunt avea două. separată gestiunea de facturare? Eu recunosc că nu înțeleg foarte bine zona asta de Ok, gestiune, pentru că la n-am avut nevoie gestiune niciodată. înseamnă de fapt că îți apare o grămadă de butoane în plus în meniu, ca să spunem la modul cel mai simplu. Așa. Și poți să faci o grămadă de lucruri în plus, știi? Dar dacă ai gestiune, automat include și facturare. Adică nu, cum să zic, produsul de gestiune, dacă îl cumperi, e de sine stătător și el include și facturare. Produsul de facturare, dacă îl ai, nu include și gestiune. Știi? Dar poți să ai facturare și conta, poți să ai facturare și POS. Poți să ai gestiune și conta, gestiune și POS. Știi? Ok, Deci deci le restul poți. produselor Smart Bill poți să le combini, dar facturarea și gestiune se exclud, că practic ori ai nevoie asta, ori ai nevoie asta la altă. Știi? Ah, ok, am înțeles. În sensul ăsta. Dar noi l-am văzut mereu ca pe un produs separat, are altă piață, pentru că, cum am spus, cumperi ori la ora asta. Și acolo au fost provocări. Adică, gândește că primul pe care l-am lansat a fost în 2010, făcut de fondatori mainly. Radu și Ioan au fost principalii jucători acolo. Noi niciunul, adică toți trei neavând cunoștințe de contabilitate. Și atunci să faci un soft de facturare poți, să faci un soft de gestiune deja devine mai greu. De asta din 2014 l-avem pe Alex Leha, cu care am făcut și prima versiune din 2007. 7 ani mai târziu mi s-a alăturat în echipă. Este un om cheie și e foarte, foarte smart și pot spune almost unique, pentru că are calitatea de a fi contabil, economist și înțelege din perspectiva aia și în același timp are și valențe de IT-ist, de product manager, adică înțelege și cum să faci flow-uri, Da, ferestre, cum să destul stai de la... greu de găsit astfel de oameni. Este rarisim de Nu, asta. da, Îl rar ținem găsit. într-un batch în Sibiu și nu poate să fugă de acolo. Mai acum cu izolarea asta a fost mai ușor să-l țineți Da, acolo, absolut. ați avut motive. Nici n-a mai fost ilegal, știi? Da. Bun.
Adevărul e că atunci când ai astfel de oameni, cam așa trebuie să faci, să-i să-i protejezi, dacă vor sau nu vor ei. Și că este it's for your own good. Pentru bine. Bun. Mircea, mie îmi place topicul ăsta cu externalizarea, pentru că sunt sigur că și voi, dar și noi folosim o grămadă de soluții, din ce în ce mai multe. La mine lista devine din ce în ce mai lungă de softuri, sisteme, SaaS-uri pe care tot folosesc din toate părțile și pe toate, din ce, pe cât mai multe departamente din companie. Deci dacă am plecat la început cu ce ne interesa pe zona de sales, acum am început și pe marketing să ne folosim de tot felul de aplicații externe. Na, facturarea o folosim de la voi de aproape de la bun început. La început am vrut noi să ne facem singuri in-house facturare. Am mai auzit de sindromul ăsta. Da. Facem noi. Am cochetat destul de mult și chiar vorbeam și cu Radu acum vreo două săptămâni și povesteam că zic, băi, majoritatea companiilor de IT din România visează să facă un soft de facturare. De ce? Sau datorită Smart Bill. Adică, băi, ce e așa de greu? Faci un PDF și gata, ai dat drumul și ai făcut facturare. Și i-am recunoscut lui Radu și probabil că ți-a spus, dar spun și ție, inclusiv noi aici la termen am cuchetat foarte multă vreme cu ideea asta. Noi facem, nu facem. Eu am fost tot timpul, n-am fost de acord, dar am fost în poziția în care am spus tot timpul, băi, nu cred că e o idee smart să te apuci tu să dezvolți intern o chestie, o soluție care există deja, care are mentenanță, care se dezvoltă în continuu și să faci o chestie asta doar pentru că vrei să ai tu control intern. Sau să te duci mai rău, să dezvolți o soluție, să te duci să intri în piață cu astfel de soluție, într-o piață care deja este consolidată de un jucător foarte, foarte bun. Și cred că toate aceste argumente se leagă de treaba asta cu externalizarea, când are sens, dacă are sau dacă nu are sens, mai ales pentru acele companii care au departamente de programatori interni și care la un moment dat spun, băi, ok, noi ne-am dezvoltat ce aveam nevoie și acum ce facem cu băieții ăștia? Hai să-i mai pune să mai facă ceva. Păi ia să vedem ce se poate face în piață. Și de departe, cel mai simplu lucru care pare este o soluție de facturare. Just another brick in the wall, să nu se spun. Ce greșesc cu oamenii aici este că nu-și fac bine temele legate de asta. Și eu am o anecdotă sau cum povesti, în fine, un exemplu pe care îl tot dau. Back in the day în Sibiu era un restaurant chinezesc unde tot mergeam noi. Și era într-o locație nu foarte fericită, nici oamenii nu erau cei mai business people. Au chinuit-o vreo câțiva ani după care a dat faliment. În locul respectiv, după ce s-a închis restaurantul ăla, ghiși ce s-a deschis? Un alt restaurant care în 6 luni a dat faliment. Și după ce s-a închis și ăla, ghiși ce s-a deschis acolo? Un al treilea restaurant care nu cred că a făcut 6 luni. Okay. Și numărul 2 și numărul 3 au presupus că cei dinainte erau proști și ei sunt deștepți. Sau că ei fac ceva special și că în business e critic să înțelegi partea asta de piață, de ce vinzi de fapt, ce cumpără oamenii de la tine de fapt. Să faci un soft de facturare, eu cred că cea mai no-brainer idea, adică te uiți așa, ok, ce softuri se vând în România? Noi vrem să facem un soft, ce softuri se vând în România? A, păi asta, ok, hai să facem asta. Și pare și validată ideea, pare și relativ simplu de făcut. În esență nu e chiar așa, așa cum o să spun foarte pe scurt cum am început noi, în 2007. În 13 aprilie am lansat prima versiune de Smart Bill, după ce Radu și eu am muncit literalmente zile și nopți și ghiși ce, la linia de start deja erau mulți care erau, alergau deja la maratonul ăsta. N-am fost primii, cum cred unii, n-am fost singurii, cum cred alții, n-am fost nici una, nici alta, by far. Cred că au fost vreo 30-40. Ridici mâna asta? Trebuie menționat că în 2007, abia din 2007 a fost legal un soft de facturare, pentru că înainte eram cu tipizatele alea, îmi aduc aminte, aveam o companie de internet, de rețea prin cablu și printam la facturi, când facturam la sfârșitul lunii, o noapte întreagă făcea aia. Și asta pentru că făceam pe de, dar restul făceam pe mână ăștia săraci. Deci ne eram avansați. Erați avansați, da. Deci a fost primitivă, rău treaba, da. 2007 a fost momente zero. Chiar era un moment bun de început atunci pentru companii care ar fi avut răbdare ca noi. Pentru că dacă erai o firmă mare și voiai să faci un business, n-aveai ce să faci, pentru că piața atunci era atât de mică încât nu merita. Era almost irrelevant. Da. De asta nici nu s-au băgat jucători mari, singurii care s-au băgat au fost o companie care făcea un soft legislativ
și după vreo 2 ani l-au ucis, sau după vreo 3, nu știu, chinuit. Ce voiam să spun foarte pe scurt era că au fost mulți și la momentul T0, când am început toți și eram mici și nu exista brandul Smart Bill în piață, nu exista banii Smart Bill, nu exista echipa, nu exista momentul, nu exista nimic. Și am mai spus asta și repet, ce am făcut noi bine atunci a fost să înțelegem cu adevărat nevoia pe care o rezolvam, chiar dacă nu ne-am dat seama. Și nevoia pe care o rezolva Smart Bill nu era să facă facturi și chitanțe. Nevoia era să scăpăm pe oameni de chinul de a emite documentele alea. Și a fost o grămadă de timp și energie investite exact în direcția asta de a face cât mai simplu. Pentru că am înțeles cum omul ăla intră pe site, ne dă câteva secunde din viața lui, descarcă programul, îi oferă tot așa câteva secunde să vadă, hai să văd ce-i cu ăsta, clic, 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 repede și trebuie să aibă o experiență care să-l încânte, să aibă un wow efect și să zică în continuu, ok, interesant. Și să aibă mici aha moments, acum ne spun. Da, să înțeleagă foarte repede valoarea pe care o primește. Da, deci da, o simț aici care... așa, știi, da, o simț. Intuitiv. Alții care făceau, și erau care făceau mai multe, aveau mai multe features decât Smart Bill și care erau mai ieftini, îl deschideai programul și literalmente, nu exagerez, simțeai o suferință, o durere. Pentru că era o grămadă de butoane și atunci era și moda aia cu culori roșii, verzi, albastre. Era o nebunie, o simfonie de nebunie, știi? Ca și când un nebun ar compune o piesă muzicală. Și efectiv nu știe pe care să apeși, oricare buton țipa la tine, eu sunt important, pe mine apasă-mă, pentru că cine făcuse și imagina că ăla vrea să facă și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, toate alea deodată. Totodată. Și de fapt utilizatorul vrea să facă un lucru odată. Exact. Singur buton, și... nu vrea să apese 10 butoane odată. Nu vrea să apese 10 butoane și nici să ții pe 10 butoane la el. De asta spun că nu e atât de ușor să faci... să înțelegi bine durerea pe care o ai. După care mereu am avut în piață competitori care au avut toți 13 ani au avut același avantaj competitiv, preț competitiv. Și imaginau și probabil fiecare și imagina că noi facem ceva, îl dăm mai ieftin decât ăia și va rupe piața. Și it never happened like this. Noi am făcut toată un experiment și a redus la versiunea de distribuire care vorbeam pentru vreo săptămână. Efectiv a redus prețul la jumătate. Deci era unul de 499 de lei, era 250 sau 249. Și gândește-te că faci o reducere, adică un pricing de genul jumate, trebuie să vinzi dublu ca să faci aceiași bani. Ca să faci corect. Și nu doar că n-am vândut dublu, nici măcar n-am vândut mai mult. Da. Deci it's not all about the price și mai ales când vorbim de produse, pentru că lumea, ce nu înțeleg adesea antreprenorii, este ce vând ei. Ok, tu ești pe comerț și vinzi anvelope. Acolo, același Bridgestone poate să fie la 10 oameni și atunci poate să conteze prețul. Prețul devine un factor foarte important. Dacă tu creezi un soft sau ceva care este făcut după chipul și asemănarea ta, ok, sunt și competitori, dar nu este exact ăla. Smart Bill-ul ăla nu mai vinde nimeni decât dacă e fine un reseller de-ai noștri. Și atunci poți pricing-ul dă alte indicații, știi? Da, pricing-ul dă... Mesajul este să ne diferențiem prin alte lucruri, nu neapărat prin preț. Adică diferențierea prin preț este de departe cea mai proastă diferențiere. Cea mai nefericită. Direcția este foarte clară pentru că nu poți să te duci decât în jos când începi diferențierea în preț. Nu ai altă destinație și destinația e zero. Dacă încep să scazi, să scazi. Și aici rezonez cu tine pentru că noi la început când am pornit platforma am făcut fix același lucru. Ne-am uitat în piață și am zis, băi, cum ne batem noi foarte cu jucătorii care existau deja și erau o piață roșie semnificativă în industria noastră. Și am început la fel cum face toată lumea. Am zis că venim și noi cu prețul mai mic ca ei. Ne-am dat seama foarte, foarte repede că nu vom putea face un astfel de business. Absolut. Și din momentul în care am realizat că, de fapt, utilizatorii noștri înțeleg mai repede platforma, că platforma noastră este mai ok, că e mai intuitivă, exact cum spune, nu ții pe butoanele la ei, am mărit prețurile în primul an de zile, mi-aduc aminte, prima dată de 4 ori, a doua oară le-am dublat din nou, a treia oară iarăși le-am mărit. Mamă, dar ce de jos ați început? Am început jos de tot. Pentru că mintea noastră... Era că noi oricum nu avem nimic de pierdut, ceea ce era o prostie efectivă, era o tâmpenie. Cum să n-ai nimic de pierdut când ai investit atâta timp? Și când ai și cam prin 2017, de fapt, am început să avem cel mai bun produs din piață, din punctul nostru de vedere. Da, eram destul de jos. Eram la jumate față de cel mai jos jucător din piață la preț. Da, deci am mai văzut așa, antreprenorii și imaginează următorul lucru. Deci ăla are succes. Deci există nevoia aia în piață.
Deci the need is solved. Și atunci noi facem o chestie pe care o dăm cu 10 lei, să zicem. Dar ne ducem mai ieftin, da, și atunci... Cum să nu vrea toată lumea? Adică e clar nevoie, există, clar o dăm pe mai nimic și când facem noi asta și o punem, o să sară 10.000. Și fac niște calcule într-un Excel, 10.000 ori, și după aia, then reality strikes. Pentru că nu auzi, și lăsându-ne pe noi deoparte, nu ai auzit vreo poveste de genul ăsta, că a fost platformă de joburi, că a fost de whatever, să zici că a făcut unii o chestie și a dat-o pe mai nimic și brusc a devenit succesul despre care scriu toate ziarele. It doesn't work like that. Absolut. M-am gândit de multe ori de unde vine, odată la mine, că m-am tot analizat să înțeleg de ce aveam mindset-ul ăsta și ulterior și cu antreprenorii cu care vorbesc, știi de unde vine, din punctul meu de vedere? De la nevoia de a face chestii repede și peste noapte. De acolo vine. Pentru că intrăm în antreprenoriat, foarte mulți intră și au impresia, băi, trebuie să fac bani repede, peste noapte, pa, pa. Nu funcționează așa. Adică un business solid nu se construiește nici peste noapte, nici nu va aduce profitabilitate instantanee, indiferent ce idee ai tu, că nu mai suntem acum 100 de ani să vii, să poți să fii un Harry Ford și să revoluționezi. Nu, noi nu, sunt excepțiile astea, nu trebuie să băgate în seamă. UiPath sau mai știu eu, Tesla, Elon Musk și așa mai departe. E mult grind în antreprenoriat și foarte important să ai răbdare, să le vezi pe termen lung și atunci, dacă vrei să le vezi și să construiești pe termen lung, înțelegi și mecanismul ăsta cu prețul, pentru că, bă, e bine să mă diferențiez și prin preț, dar în sens crescător, nu în sens, nu printr-o politică de dumping. Ca să completez, sunt total de acord cu ce ai spus și aș completa o chestie aici și cu riscul de a fi un ușor, să zic, arogant, agresiv. Oamenii adesea când fac, deci orice business din pe planeta asta, că vorbim de Tesla sau de Smart Bill sau whatever, rezolvă nevoie din piață. Corect. This is how it goes. De aici trebuie să pleci de la nevoia clientului. De aici trebuie plecat. Nu exact, de la ce am vrut tu să faci. Da, exact. Deci există un vid, o durere acolo și tu vii, vii și muncești și îl asculți pe ăla, îl vezi, ești preocupat de el, de nevoia aia și faci ceva-ul tău să rezolve nevoia respectivă. Ce fac foarte des antreprenori și văd în jurul meu și în familie am avut întrebări de genul ăsta, ei vor să fie ei, să-și rezolve ei nevoia. Ok, trebuie să fie egoist, normal, dar ei pornesc din direcția greșită, pornesc de la mine, eu vreau să am succes, eu vreau să fac bani, eu vreau să am o aia. Am auzit întrebarea, vreau să-mi fac o cofetărie, vreau să-mi fac o grădiniță. Dar ce știi tu despre aia? Tu nu ai văzut ceva, o durere acolo și te-ai dus și ai zis, băi, there is a pain și muncești și fac aia. Nu. Tu ai pornit de la durerea ta, care este absolut egoistă. Tu vrei să te faci pe tine patron, să ai succes, bani și tot ce înseamnă asta, libertate și închipui oamenii la început, îmi pornesc în asta. Și atunci mindset-ul tău automat este cumva legat de tine și nu-ți pasă cu adevărat de oamenii ăia. Nu-ți pasă cu adevărat, nu poți să înțelegi cu adevărat, nu asculți cu adevărat, nu înțelegi piața cu adevărat, nu înțelegi durerile, mesajele. Tot drumul tău este cumva about you și prea puțin about them. Și când pleci cu mindset-ul ăsta, cum ai spus, o firmă, hai, vedeam, a venit niște programatori, hai să facem, ce facem cu ei? Nu merge așa, pur și simplu, nu scoți chestii. Ca și eu, am niște amici care își vor deschide o gelaterie cu tiramisu și așa. Omul ăla care e acolo la bază, deci el este maniac cu chestia aia, cu rețetele, să fie bună, să fie picătură. Imaginează-ți că, să zicem, unul zice că mă duc eu și am niște bani, am 50.000 să fac o chestie în asta. Și mă pun să caut prețuri, rețete, furnizori, angajez un cofetar, face rețeta, caz pe net sau te antrenează unii și face o chestie așa pur mecanic, seacă, rece, fără suflet. Și scoți, evident că iese din aparatele alea, iese înghețată, iese piramidul, vinzi. Și de la partea cealaltă este, să zicem, nebunul ăla care trăiește chestia aia. Deci ăla este fascinat de cum se amestecă arome, gusturi. Nu poți să-l bați pe ăla. Nu poți să-l bați pe ăla. Mai ales dacă ajunge să discutați cu clientul și unul și altul. Pentru că în celălalt se va vedea pasiune. O să-l vezi că el e pe viață și pe moarte acolo. Și în partea asta la altă o să se vadă ce? Egoismul, profitul. Se simt lucrurile astea, nu trebuie să... Simt lucrurile astea, da. Poate, nu înseamnă că e garantat, unul are succes și unul nu, că lucrurile nu sunt... Corect. But still, pornești greșit la drum, that's the difference. De asta, faptul că unii au niște programatori sau au nu știu ce și au văzut o rețetă și hai să facem, e mult. Și plus e chestia cu iceberg, știi? Tu vezi partea de la suprafață, dar un business înseamnă mult mai mult decât niște ferestre, mult, mult mai mult. Hai să revenim un pic la externalizare, că parcă nu... Păi hai să vedem cum vezi tu externalizarea și m-ar interesa să ne explici cum v-a ajutat pe voi.
Deci okay. Dacă voi externalizați și... Deci două aspecte. Odată cum o vezi tu, dacă este utilă sau nu pentru antreprenoriat și când este utilă și de ce, după care experiența voastră, povestea voastră chiar în Smart Deal. Ok. Ce aș zice? Două disclaimere. Unul este doar părerea mea și, în fine, experiența mea, deci nu pretind că vin cu axiome. Și doi la mână, e foarte important să se țină cont de tipul de business. Am văzut că antreprenorii au, să zic așa, mai ales la început, nevoia asta de a căuta rețete, ăla face așa, deci așa facem și noi. Cum să zic, unul este mare, tu ești mic. Unul a început în 90, tu ai început în 2018. Unul este în SUA, tu ești în România. Unul este în IT, tu ești în, nu știu, pharma, e-commerce. Deci chestiile astea nu se translatează. Contextul înseamnă timp, geografie, tehnologie, tipul de business. Echipă, cu cine faci lucrurile și așa mai departe. Da, deci nu e ăla face aia și noi, gata, rețeta e valabilă. În schimb, niște principii, mie mi se par de bun simț și le spun cum le văd eu. Uite, de exemplu, începi un business. Și să zicem că tu ești un tip super brilliant, ai lucrat într-o corporație și ai văzut o nevoie din corporația respectivă și știi că poți să faci o aplicație care rezolvă nevoia respectivă. Asta mi se pare un use case sănătos de a începe un business. Pentru că ai fost acolo, ai trăit nevoia efectiv din perspectiva clientului și înțelegi foarte bine, chiar știu oameni care au plecat din corporații și au făcut business-uri care după au vândut TikTok. Este un trend în România semnificativ în zona de antreprenoriat. Da, exact. Eu, de exemplu, n-aș putea face nimic pentru o corporație la nivelul ăsta, pentru că n-am lucrat nicio zi acolo și să mă pus să inventez eu un tool care să meargă pentru ei este a long shot, adică nu m-aș băga la așa ceva, cum nu m-aș băga nici să fac tiramisu. Bun. Și atunci... primul pas este, ok, te apuci tu să scrii cod? Nu. Poți să dai unei firme, să externalizezi unei firme. Dar dacă tu, business-ul tău în sine este aplicația respectivă, e foarte ciudat să externalizezi cuiva însăși lucrul ăla. Deci aia va trebui să fie IP-ul tău, va trebui să fie un business care aia este, tu aia ești. Deci, practic, în care îi dai unei firme să-ți scrie cod, pe aia e complicat. După care am spus, tu nu ai treabă cu programarea. Și atunci te apuci să angajezi programatori. E iarăși complicat și greșit. Dacă nu știi să citești cod, nu știi să urmărești ce fac ei acolo, să construiești un business pe asta, e complicat. De asta, într-o situație de genul, cred că este nu doar util, ci de dreptul necesar să ai un fondator alături de tine care să poată face un project management, product management peste o echipă de programatori. Și după aia să-ți pui problema cum e echipa, după aia poți chiar și externaliza anumite părți. Ce vreau să deci de la aici, liderul lor nu, da, să fie one of them, știi, ăla omul care se și conducă și să facă și management cu ei. Exact, deci ăla trebuie să fie în ambele lumi, să fie și cu tine și în ownership acolo și trebuie să fie și one of them. Tu nu ești one of them, deci nu ai cum să fii, dacă nu ai experiența asta deloc, nu poți să vorbești limba lor. Noi așa suntem, noi la termene avem, așa am pornit cu Johnny, unul dintre asociații termene. El este programator și așa a plecat ideea. Și recunosc, chiar și așa, la început, atunci, în 2014, am încercat să externalizăm. Am încercat, prima variantă a platformei s-a dorit a fi externalizată. După 3 luni, a fost ceva horror îngrozitor. M-am apucat de codat eu cu Johnny noapte de noapte, fiecare noapte făceam câte o pagină termene. Varianta lansată în septembrie 2014 a fost codată de mine și de el. Toată vara am făcut un push în continuu, eu m-am învățat, îți dai seama, eu învățam pe HP și făceam site-ul, dezvoltam paginile, pentru că externalizarea în punctul acela a fost una din cele mai proaste lucruri pe care puteam să le facem. Și am și pierdut banii respectivi. Da, în sfera asta e greu să externalizezi. Chiar este greu să externalizezi. Și noi am avut experiențe nefericite cu asta, dar vreau să explic un pic și de ce văd treaba asta. Deci, to sum up... ceea ce este core business nu ar trebui externalizat. Deci orice echipă de antreprenori, să fie orice om care pornește într-o afacere, trebuie să reușească să înțeleagă ceea ce este la el core business. Care e esența aia pe care o vinzi? Ce vinzi tu? Ce cumpără oamenii de la tine? Ce te face pe tine să fii? Ce nu externalizăm, de fapt, asta? Tu așa o vezi, mai degrabă decât... Da, asta este... Exact. Uităm la ce nu externalizăm și după aia vedem, or să depinem... Exact. Deci asta nu... Lucrurile care te fac pe tine să fii tu, să fie visul ăla tău nebun, ălea nu le externalizezi. La Smart Bill nu am externalizat produsul, nici nu ne-a pus problema de așa ceva. Noi
fiind un business, din nou trebuie înțeles treaba asta. Ce fiind tu? Faci ceva care este, să zicem, o invenție după chipul și asemănarea ta? Sau ești pe comerț, unde se mai spune că este un business de mutat cutii, în care ei nu e nimic greșit, adică nu e o chestie... Da, normal. Pur și simplu, asta se întâmplă, știi? Vinzi niște produse pe care le au și alții, cel mai probabil. Sunt făcute și pot fi cumpărate și în altă parte. Și atunci poți externaliza mult mai multe lucruri decât atunci când faci, când creezi tu ceva. Când creezi tu ceva, e o chestie pe care nu poți să spui că vin unii și știu ce faci tu. Și dă-le ușor externaliza. Noi am încercat asta pentru anumite părți, mai ales de lungul anilor. A fost ca și în cazul vostru mereu un eșec. Pentru că nu simțeau aia, nu? Și costul de timp ca echipa noastră să stea să le explice lor să fie suficient de into the game, e atât de mare încât nu mai merită ideea de externalizare. De asta noi, pe partea de dezvoltare produs, nu am externalizat. După care sunt alte lucruri. Suport tehnic. Externalizăm suportul tehnic la un call center? Da sau nu? Din nou, dacă vinzi roți, sunt aceleași roți peste tot. Vinzi minute, vinzi, nu știu, poți să externalizezi. Când ai o chestie banală, poți. Când creezi tu lucruri care sunt ale tale, nu recomand externalizare. Noi nu am externalizat suportul sub nicio formă. La sales, iarăși, nu am externalizat. Am încercat și pe sales, chestii foarte basic și nu e experiența smart deal. Nu a fost chestia, erau oamenii ori impertinenți, se scăpa unul, era agresiv, era arogant, era... Și ascultam apelul și băi, era chestie că făceau pe bandă rulant, așa o chestie de genul, da, și nici pe aia s-a mutat pe alt proiect. Experiență. Noi am fost și ambițioși, am încercat de vreo 5-6 ore externalizarea în fiecare an, primăvara, toamna, erau perioadele în care încercam externalizare. N-a funcționat absolut niciodată. No, deci voi ca și noi suntem niște business-uri care au făcut niște un produs care e o invenția noastră, chiar dacă el există și în alte forme, în alte părți, dar e o creație. De asemenea, în întrebare la marketing, la mereu am avut treaba asta, externalizăm la marketing sau nu. Pentru că e greu într-un business să știi să fii bun pe toate palierele. Noi am avut și avantajul că am fost 3 fondatori. Iarăși lucru important, că ești singur e mult mai greu. Și întrebarea cu ce agenție lucra sau ce faci? Băi, nu cred în a externaliza nici marketingul unui business care este, cum am spus, creat după chipul și asemănarea oamenilor respectivi. Dacă ești pe e-commerce, chiar recomand să externalizezi, să lucrezi cu o agenție. Eu aș lucra chiar cu două, abia le poți vedea un pic care cum pune problema. Bine, nu poți să le pui pe amândouă în același cont de dorț că o să-și scoată ochii și o să-ți dea veșnic bine a unii pe alții. Știi cum fac și zidarii. Vine unul și zice, a făcut praf ăla, mă, n-am ce să fac eu asta. Dacă faci, era de la ăla dinainte, la mașini, la service, la fel, dacă o duci la alt service, până și la veterinari am văzut asta. Da, noi am încercat, aveam o agenție care se ocupa de Facebook, alta de Google și LinkedIn nu făceam in-house. Și se pasa dintr-o parte în alta. Când mergea bine Facebook-ul, cei de la Google spuneau, păi merge datorită nouă. Când mergea bine Google-ul, Facebook-ul spunea, păi e datorită nouă, pentru că e problema aceea cu tracking-ul și cu attribution-ul. Și cu multi-channel și că de fapt a văzut pe Facebook era... și de-aia a văzut pe Facebook de 10 ori și a dus și a căutat pe Google. Da. Am rezolvat-o până la urmă, o singură agenție a preluat tot și basta și avem obiective. De asta zic, deci anumite aspecte chiar ar trebui externalizate, mai ales depinde de business foarte tare. Noi nu am externalizat marketing niciodată, lucrăm cu agenții pentru că nu știm noi toate lucrurile, dar a fost cam și nou. Și ce mai rămâne, Mircea? Că producție, nu vânzări, nu marketing, nu... La noi, nu a fost foarte ușor să externalizăm, să zic, arii întregi de business. În schimb, pe zona de unelte, God knows, luăm orice ce pică, îl încercăm și dacă ne ajută, merge. Nu stăm în niciun caz... Stai că economisim 3 euro pe lună ca să facem noi NXL. Aici trebuie să definim, să explicăm un pic audienței ce înseamnă uneltele, tools. Sunt instrumentele acestea digitale de care te poți folosi și în procesul de vânzare, și în procesul de marketing, și în procesul de producție, poate dacă ai nevoie. Corect? Înțeleg corect? Absolut. Deci orice instrument, tool online de care poți să te le folosești, care să te ajute. Nu o să-ți rezolve întreaga ecuație, tot mecanismul, dar este o bucățică de suport care mai automatizează sau mai eficientizează anumite părți din proces. Exact. Și acum, evident, vine întrebarea costul, când apucăm să plătim sute de unelte, faci un balancing, știi, e complicat. Noi, de exemplu, am făcut o listă la unde cu toate unelte, vine, nu le mă refer inclusiv la Shutterstock, de unde cumpărăm poze. Corect. Păi, nu externalizare, doar nu mă apuc să mă duc eu să umblu pe... Cabo, așa mai departe. Corect. Și nici nu mă apuc timpul de a scoate watermark-ul ăla ca să-l furi pe ăla de 5 dolari, iar nu se face asta, se încă da, se face. Știu, dar nu.
Este inventivitatea, să zic, a antreprenorilor de a căuta mereu chestii gratis, ieftineală. O să spun ceva care poate suna urât, dar cred că e adevărat. Dacă tu te uiți și te muncești ca să câștigi 3 euro pe lună sau 4 euro... Atâta, asta e valoarea ta. Na, asta e prețul pe care îl pui tu pe timpul tău, de fapt, știi? Asta e realist vorbind, it's mathematics, adică nu mai poți să o aia. Deci dacă tu te uiți să nu dai 4 euro pe lună, un smart bill, să zicem, realitatea este că tu, timpul în care câștigi și siguranța datelor, este că atât îți respecti tu business-ul și timpul tău, de cât să nu dai aia 4 euro. Deci ca să economisești cât, literalmente, un pachet de țigări, atât costă un pachet de țigări, și asta e pe lună, nu zilnic. De asta zic, e greu să construiești un business când ai un mindset de genul las că dau timp sau dau periclitez sau nu știu cum să zic, fac un gamble cu siguranța datelor ca să economisez niște 20-30 de lei. Da, clar, direcția este din start. Adică principiile pe care îți bazezi business-ul sunt total greșite. Adică notițele alea care me învârt în capul tău sunt de o natură, deci tu vrei să construiești un business care să fie cu oameni, să ai echipă, să ai un business serios și tu stai și te gândești pentru 3 euro. Da, sunt într-adevăr oameni care sunt, ești, noi, asta e culmea cumva ironic, știi, pentru că noi am început din nimic business-ul ăsta, deci ne-am dus la părinți, am zis, dă-ne bani să ne înregistrăm firma la Registrul Comerțului. Deci acolo a fost, nu am avut nici măcar un leu, dacă trebuia să dăm 10 lei, spăteam, scormoneam, nici măcar studenți, nu aveam niciun venit. Dar, again, sunt momente de la când fizic nu ai cum și trebuie să faci compromisuri. Adică cârpești. Practic, omul sărac ce face este să dea timp că nu are cum să dea bani. Deci în viață îți plătești cu timp. E o resursă până la urmă. Da, absolut. Și timpul este, on the long run, este mult mai valoros decât banii. Dar la început, dacă bani nu ai deloc și doar timp. Adică și măcar e no-brainer. Dai ce ai, dai timp. Dar trebuie să înțelegi asta, trebuie să înțelegi compromisul ăsta, trebuie să înțelegi că este o cârpeală, trebuie să înțelegi că e un cost care te arde, mai ales că față de, nu știu, poate acum 20 de ani să faci un business în prezent, este totul trebuie să se întâmple mai repede. Lumea se mișcă mult mai repede, cum ziceam, moromeții, care e lucru care e foarte mișto tot timpul, nu mai are răbdare cu oamenii. La început începe în moromeții cu timpul, avea răbdare cu oamenii și se termină cu timpul, nu mai are răbdare cu oameni. Deci chestia aia, filozofia aia, moromete, este epică și foarte tare. Și în business acum este chestia asta. De aia, într-adevăr, nu trebuie să fușărești lucrurile, dar nici nu mai avem luxul de a ne mocăi la nesfârșit, care am văzut. Și apropo, mai văd asta la antreprenori care speră la un business internațional și zic, începem cu România. Mie mi se pare asta că e o scuză pentru eșec. Deci dacă începi cu mindset-ul ăsta, înseamnă că nu ai suficient curaj, nu ai suficient încredere în tine și în produsul pe care îl faci, cât să mergi internațional. Și realitatea este că am auzit-o de mai multe ori și nu am auzit după aia de niciunul care să zic așa și după aia să aud de el, bă, a făcut o chestie și merge pe internațional. Pentru că rămâi în România și încep să aia și aia. Te formezi pe mediul de business din România și e foarte greu după asta să te duci într-o piață în exact, America și greu, să... Uite, noi suntem un exemplu, noi, voi, în fine, noi am avut... Eu personal am avut ani de zile frustrarea că de ce nu facem internațional, am și încercat internațional, ne-am dat seama că ce facem noi e foarte greu să localizez, să fie și aici, foarte, cum să ziceam chestia, să rezolv nevoia din plin și în altă piață. Nu e în Facebook, de-l traduci în alte limbi și același Facebook pe planetă. Planeta. Nici o șansă, adică în alte țări e complet alte. Ne vorbim de la noi de declarația D112, care se schimbă în 23 și trebuie depusă în 25. Dar imaginează-ți că în alte țări măcar nu există prin pomenială declarația D112. Deci nu poți să ai același soft aici, acolo practic trebuie să ai două softuri în două piețe complet diferite, deci ai avea de fapt două business-uri. De asta zic, pentru noi nici nu se potrivea treaba asta. Și că la noi decizia a fost oarecum forțată să rămânem aici și mă bucur, dacă mai de mult mă supăra, acum mă bucură maxim, chiar am reușit să facem, cum zicea Radu la un moment dat, am făcut din Rahat Beach și unul care și pocnește. Acum, între timp, am mai trecut vreo 5 ani de atunci și chiar avem un business foarte mișto. Da, asta e cu externalizarea. În rest, dacă poți externalizezi, nu te apuci să angajezi juriști decât dacă e o chestie de core business sau foarte related cu core business. Core business nu este decât dacă ești firmă de avocatură, dar să zicem, e foarte related, îți iei un jurist. La fel și cu firmele de contabilitate. 90% ceea ce e foarte ok, dintre IMM-uri au externalizat contabilitatea. Cum ar fi să te apuci să tu ai doi oameni și al treilea să fie un expert contabil, să vină ăla să facă ce, știi? Da. Sunt pro externalizare,
cât mai mult, dar nu trebuie să devină o manie din asta, orice externalizați, orice, că mai auzit asta, știi, tu doar să stai, ai doi oameni, coordonează și agenții. Deci test multe sisteme, eu te întreb pentru că sunt curios feedback pentru noi. Noi testăm frecvent, în fiecare lună, tot felul de aplicații, de softuri. Faceți același lucru, adică înainte de a lua decizie către ce externalizezi, te uiți, vezi competitori, stai, pierzi timp cu review-uri online cu ei, prezentări și așa mai departe? Da, și da și nu. Cu siguranță mereu dăm peste tool-uri. Un lucru pe care l-am observat este că astea care sunt branduri foarte established, it is for a reason și în cazul lor. Corect. Am încercat, uite, îți dau un exemplu foarte concret. Noi folosim Intercom, care e o chestie pentru... Știu, probabil pe cine ne ascultă, poate nu știe, știi. Eu pentru marketing automation fac o grămadă de chestiuni. Am fost la ei, nu... super early adopters. Ani de zile l-am avut gratis, am avut discount de $500 pe lună la ei, până ne l-au tăiat. Am vrut să-l schimbăm, pentru că a devenit din gratis, trebuia să coste 1400 de euro sau de dolari trebuia să plătim. Deci era like, dudes, don't kill us. Știi? Și am căutat să-i schimbăm și am cochetat cu customer IO și am stat la povești cu sales lor și am stat și am început cu implementări, deci cost de timp și asta a fost anul trecut. Și mi-am dat seama, adică ne-am dat seama la urmă că a fost ieșa la, nu știu, 10-15% mai ieftin. Și trebuia să facem cost de fel, omul trebuia să învățăm un tool nou, care nu era the one. Și am rămas de genul, da, ok, so, știi, de asta de multe ori e și capcana asta, din nou, cu că e mai ieftin. Da, deci un lucru care mie îmi place la softurile astea established, din ce în ce mai mult în ultima vreme, și este un lucru pe care începem să-l facem și noi în România, atât Smartbill cât și Termene, este faptul că sunt soluții integrate. Mă duc într-o platformă și sunt integrat cu celelalte softuri și asta este un punct foarte important de menționat în viitor și asta va fi un diferențiator pentru toate platformele astea de tip SaaS. Capacitatea de a transmite și de a prelua date dintr-o soluție în alta prin API-uri, prin connect-uri și așa mai departe. Iar Intercom le are, eu știu, noi folosim HubSpot ca și CRM și unul din motivele pentru care ne-am dus la HubSpot au fost tocmai marketplace-ul lor, unde din două clicuri mi-am integrat instantaneu toate instrumentele. Nu există un soft pe care noi să-l folosim, pe care să nu poți să-l integrezi în CRM-ul principal, ceea ce este foarte tare. Foarte tare și cost efficient. Și, ok, nu vezi rezultate peste noapte, dar le vezi în timp și sunt acolo, sunt predictibile și cel mai important lucru într-un business online, din punctul meu de vedere, sunt datele. Poți să măsori date, ai date, ai acces la ele, sunt reliable, sunt acumulate cât se poate din timp real, pentru că fără date ești în gol, ești, nu știi ce să faci. Și să fie date, cum să spun, puse într-o formă care au valoare, știi, că mai e și nebunia asta cu datele sunt totul și intri în analytics, tu owner-ul și te pierzi pe acolo. Corect. Dar dacă măsori tot, ai măsurat nimic. Exact. Într-o interpretare, uite, am fost chiar apropo de asta cu Anlic, am zis analytics, am fost acum, sunt niște ani buni, pe vremea aia Google ne iubea mai tare, ne invita la un training cu un tip din Polonia. Și el a zis o chestie foarte tare, că trebuie să măsori pe cohorte și nu la grămadă, apropo de date. Pentru că el și gluma asta mi-a rămas și o folosesc mereu. Eu împreună cu Bill Gates avem în medie miliarde de dolari. Corect. Exact. Corect. Practic, dacă te uiți așa e media, zici, wow, it's richness. Dar de fapt unul este vai și amar de steaua lui, să-mi fine un nimeni ca noi. Și unul este, știi... La 100 de miliarde de dolari distanță. Exact. De asta e important să, când te uiți la date, să te uiți cu cap la ele, nu doar așa pur și simplu aruncate, zici, da, e ok. Și, de fapt, sunt niște putregaie pe acolo groaznice și tu nici nu le vezi. Din cauza că în media overall este ok. Da, asta este un atribut sau un know-how, un skill de care antreprenorii au mare nevoie și îl neglijează foarte, foarte mult. Pentru că ori se fac lucrurile empiric, din intuiție, ori te duci în cealaltă extremă și interpretezi datele astfel încât să justifice ție punctul tău de vedere. Ceea ce din nou e greșit. Și asta e știință pe care ți-o rafinezi în timp, pentru că greșeala asta, sunt sigur, ai făcut-o și tu, am făcut-o și eu, n-ai cum să nu treci pe acolo când începi să te uiți în date. Și antreprenorii, una dintre marile, să zic, minusuri ale oamenilor și implicit ale antreprenorilor este asta. Căutăm să primim da la lucrurile care ne interesează foarte tare. Vrei să faci un lucru, vrei să începi business-ul, vrei să faci un proiect nou. Fără să-ți dai seama, întrebi într-un mod în care primești da-uri. Iar și când primești nu-uri, devii defensiv, chiar ușor agresiv, încep să-l desconsideri pe ăla care a răspuns, că nu știe, că ce știe el, că e grăbit, că e rău intenționat, că ea, și devii
orb, vezi numai ca și în nebunia asta cu știrile acum, știi, dacă ești pe conspirație, vezi doar alea și alea sunt toate adevărate și doar pe alea. Asta nu mai vezi. Exact, de asta e. Unde am văzut chestia asta foarte, unde am înțeles-o și am procesat-o așa la nivel de ADR când jucam poker. Jucătorul de poker are tendința, dacă nu înțelege exact povestea asta cu datele, pentru că pokerul este o chestie matematică foarte straightforward. Alea-s regulile, aia e matematica, nu poți să o combați. Dar veneau jucători și ce făceau? Jucau cărți proaste și câștigau. Că se întâmplă, iei decizii proaste și rezultatul este pozitiv în poker. Se poate întâmpla. Pe termen scurt, pe termen lung, e clar unde te duci. Sau, din contră, iei decizii bune și pe termen scurt rezultatul e prost, pentru că se poate întâmpla și asta, dar tu trebuie să iei deciziile alea bune constant ca să ajungi la un rezultat. Ei, și ce făcea mintea jucătorului de poker? Și face în continuare. Am jucat într-o seară, am luat decizii proaste toată seara și am avut noroc. Că se întâmplă, cu 3% șanse de câștig, cu 2, cu 1, am câștigat. Ce ține minte creierul? Ține minte doar faptul că eu am câștigat și deciziile alea proaste se sedimentează și ajung la concluzia așa trebuie să fac, frate. Ce povestește mie ăsta profesionist de procente, de formule, de expected value? Nu! Lasă că dacă iau decizii proaste, sigur ajung la un rezultat bun. Iar asta s-a transpus și în business ulterior, pentru mine. Pe mine m-a ajutat foarte mult înțelegând de acolo că de fapt boia și în business și în viață e la fel. Fix același lucru. Trebuie să ai grijă și dacă rezultatul a fost pozitiv, să înțelegi de ce, în urma deciziei tale, lucrul ăla s-a întâmplat bine sau rău. De ce? Ce s-a întâmplat în spate? Și de multe ori înțelegi că decizia, de fapt, a fost proastă. Chiar dacă rezultatul, pe termen scurt, a fost ok și ai avut noroc. Dar chestia asta nu este scalabilă. Că asta, mai e un punct aici, vedem mulți antreprenori care reușesc un business și au impresia că oriunde s-ar duce, ei se mână de aur, orice ating, se transformă la aur. Chiar, inclusiv granzii uriași business-ului din anii 90, care erau priviți ca niște somități absolute, putem să spune Patriciu, că a făcut eșecul ăla cu Mic Muntro, știi, adică după ce a fost top la un moment dat, parcă a fost primul cel mai bogat din România, ai zice, cum ai spus, tot ce atinge ăla este succes, are bani, are relații, are tot. Așa. Și iată că a fost la Mic.ro, a fost un imens eșec, n-a fost nimic mic legat. Sute de milioane de euro pierdute. Cât? Sute de milioane, știu că au fost. Da, și i-a băgat în groapă pe o grămadă de furnizori, adică i-a nenorocit pe mulți cu treaba. Da, mitul Patriciu și... Exact. Adică ce face ăla, n-are cum, vrem să facem business cu el, mamă, are milioane de magazine deschise, dați-i hectolitri de lapte, tone, vagoane și după aia stai că nu ne mai plătește. Tot vorbim, uite, eu aș vrea să recomand tuturor principiile ale Ray Dalio. Deci îl știi pe Ray Dalio? Da, nu foarte bine, dar n-am ieșit la bere cu el. Explică foarte, foarte bine. Ray, în principiu, explică foarte bine tocmai faptul ăsta. Cum să iei deciziile corecte? Cum să te asiguri că mecanismul prin care ai luat decizii este un mecanism corect? Și sunt câteva zeci de pagini în care explică de ce oamenii iau decizii greșite. Și motivele sunt două întotdeauna. Ego-ul, primul motiv pentru care luăm decizii greșite, și doi, blind spot-urile, sau mai bine s-au tradus altfel, lipsa de informații. Nu vedem toată imaginea, nu știm ce nu știm și avem impresia că bucățica asta pe care o cunoaștem noi este tot ceea ce este acolo și de cele mai multe ori nu este așa. Și atunci mecanismul prin care reușești să treci de chestia asta și că tu menționai la Smart Bill, voi l-ați făcut un fel empiric. Ca să iei decizii foarte bune în business, trebuie să te înconjuri de oameni care să te ajute și să te susțină. Pentru că tu singur nu mai ai cum în 2020 și în era în care fii, să fii la falda, să le știi pe toate. Ai nevoie de oameni în jurul tău care să te contrazică, care să spună păreri contrare și așa mai departe. Și atunci, uite, unul din elementele de succes la Smartbill, poate puțină lume nu-l vede așa, dar eu l-am văzut dintotdeauna, este triada asta pe care voi trebuie să formați. Pentru că asta nu avea cum să nu vă ajute. Când sunt trei oameni implicați, sunt trei creiere, chiar dacă oricum ar fi, trei creiere sunt mai bune decât unul. Aproape întotdeauna, da. Oricum e și chestia aia, când vrei să plângi, e mai ușor în trei decât când plângi singur. Asta nu știam. Pică unul, nu pică toți trei, dacă pică, oricum stai și plângi în grup. Deci e, cum ți-am spus, sunt multe avantaje în a fi... E un balans. Mi se pare numărul ideal de fondatori, sincer, trei. Doi, un pic așa, poate fi dragoste cu năbădăi. Unul este, mi se pare... Greu. Trei, peste trei deja devine un pic de congregație, știi, nu mai e, devine o mică adunare. Da, hai să revenim la ce ziceai tu cu integrările.
Da. Și mi se pare un lucru foarte important pentru antreprenorii din România. Eu țineam pe la conferințele cu contabili, prelegerea asta, să zic. Back in the day, soft era pe calculator. Era un computer și era un soft. Și atât, era o insulă singură de capul ei, te duceai cu dischete. Am fost eu cu mânuța mea cu dischete la ANAF cu, și băga în computer. Aș vrea să fac roză dischetă de aia. Tu mai ai niște dischete să-mi trebuie și eu una? Aș vrea să am una aici. Am pe la CD-ul, dar nu cred că mai avem. No. De asta, după care au avut devenit softurile, care toate erau instalate, au avut primele capacități, să zic, de a fi online. Și cum era Smart Bill, preia versiunea veche de desktop, care mai e și acum, prelua cursul valutar de pe net și știa să se actualizeze. Era, a apărut o actualizare, o descărcăm, bun. Dar cam asta era. După care au apărut softurile online și în cloud. Cum e Smart Bill, cum e Termene, intri de pe net, ca pe Facebook, de oriunde. Ai user parola, te loghezi și îți faci treaba. Whatever, ești aici, ești acolo, sunt 5 useri, toți pot să lucreze simultan. Avem clienți care are 10 magazine online, toate legate la Smart Bill, aceeași gestiune și toate vând din aceeași gestiune, are și un magazin fizic, vinde din aceeași gestiune, știe tot timpul. Deci e o chestie pretty wow. Asta a fost și este, să zic, starea de fapt a lucrurilor. Și ce se întâmplă? Evoluția este what's next, este, cum am zis, să o inventat noi, era ecosistemelor, în care platformele astea cloud, nu doar că sunt online și toate abilitățile astea de care am spus, încep să fie și conectate între ele. Asta înseamnă ecosistem. Practic, Smart Bill e un univers, Termene un alt univers, banca este un alt univers, magazinul online sau magazinul online este alt univers, marketplace-urile sunt alt univers și toate astea încep să fie conectate între ele. Și aici se întâmplă două magii. Unul, că datele introduse la un capăt de cineva. Da, înscrie. Un client face o comandă pe un magazin online. Deci face și scrie datele lui, ai prețurile acolo. Toate informațiile alea trebuie să ajungă până la nivelul balanțelor contabile ale tuturor implicați, tuturor oamenilor de pe parcurs, tuturor furnizori, magazin online, clientul final, dacă e firmă, dacă e persoană fizică, nu contează. Toate trebuie să ajungă până la nivel de balanță contabilă fără să le mai bage cineva de mână. Sau cum, ce faceți voi? Este unul care intră în faliment, apropie de insolvență. Ce se întâmplă? Scrie cineva niște date, le introduce undeva. Ok. Mai departe, point of entry, după care distribuție. Nu să mai exact, bine Termene. Pe fiecare punct. Voi agregați date dintr-o grămadă de lucruri. Deci aduceți o grămadă de date și le puneți într-un format, îi pui la în față. Băi, Tino Nino, faliment. Și acum facilitatea asta putem să ne lăudăm împreună aici. O lansăm împreună și în Smart Build de chiar săptămâna asta va fi, dacă totul e, if everything goes well, e testat, e funcțional. Practic, o să fie și în Smart Bill, poți să-ți adaugi până la 20 de parteneri pe care să poți să-i urmărești și să vezi despre ei dacă li se schimbă statutul de TVA, dacă au probleme, dacă li se apropie falimentul sau ceva, îți apare o alertă legat de ei. De asta, apropo de ecosisteme și integrări, ele se unesc și câștigul este pentru toată lumea. Și atunci tu știi clientul nostru, să zicem, vezi că Tino Nino vrei să emiți o factură aluia. Buf, e o problemă cu el. Sau ai un furnizor pe care tu te bazezi din greu și ăla își ridică... Ăsta ai probleme sau se întâmplă ceva. Devine, apare un risc, că de fapt despre asta e vorba. Despre exact, apare un risc. Riscului. Apare un risc în legătură cu unul dintre clienții tăi sau dintre furnizorii tăi și tu ești afli această informație în timp real. Despre asta e vorba. Și ce este spectaculos aici este că... integrarea asta se face, adică nu trebuie să ne diversificăm business-ul ca să aducem astfel de soluții. Smart Bill face ceea ce trebuie, Termene face ce știe să facă și noi ne interconectăm și aducem plus valoare utilizatorilor din ambele părți, pentru că de fapt despre asta este vorba și de tot vorbim de ecosisteme și de integrări. La sfârșit câștigă cine trebuie să câștige în primul și în primul rând, clientul, pentru că dacă clientul nu câștigă, noi ceilalți din business nu avem nicio șansă. Adică mindset-ul ăsta că facem business-urile că așa scrie în certificatul constatator că trebuie să faci profit, eu nu am fost niciodată de acord. Trebuie să faci business ca să rezolvi o nevoie reală a unui client. Asta, de aici trebuie să pleci. Restul sunt efecte secundare ale acestui principiu dacă le facem foarte bine. Da, să culegi roadele. De asta cred că integrarea asta a noastră va fi una foarte mișto pentru toată lumea.
chiar e genul de win-win-win, adică toată lumea are de câștigat. Clienții noștri pot să-și adauge, cum am spus, până la 20 de parteneri pe care să urmărească. O să dăm și gratuit până la 31 august. Corect, toată soluția aceasta de monitorizare. Iar etapa următoare... Împreună al nostru și al vostru ca să dăm gratuit, pentru că există costuri de ambele părți. Dar acum e și nebunia asta cu criza, oamenii sunt speriați și nu căutăm să facem, cum ai spus tu. Da, noi am tot discutat și am ales, inclusiv la nivel de integrări, am ales această perioadă să ne integrăm cu acele soluții care aduc plus valoare acum, chiar dacă și voi și noi facem mult mai multe alte lucruri, dar în timp o să vedem cum ne aliniem. Etapa următoare, trebuie să spunem, va fi și de partea termene. Utilizatorii termene, cei care au cont în Smart Bill, vor putea direct din pagina de verificare firmă să apese un buton și se îi conectează la voi și emite factură, dacă vrea să emite o factură instantaneu, cu datele se vor sincroniza, iar acei utilizatori care nu au cont își vor putea deschide cont la voi direct din platforma noastră. Asta este următoarea etapă de dezvoltare pe care... Da, până mai voi faceți ceea ce e core value pentru voi și ceea ce ați nevoia pe care o rezolvați, noi facem ce rezolvăm noi și împreună dăm și un extra flavor pentru utilizatori. Practic întotdeauna, că vorbeam de date, nu-i doar de avea date, că nu trebuie să mai scormonești prin ele, nu trebuie să stai tu să spui problema, pur și simplu vin ele la tine și apare acolo o alertă și spune: hei, vezi că Vasile SRL has some issues. Nu, e treaba ta ce faci cu informația asta, dar noi împreună te anunțăm. Te anunțăm de această informație. Da, și sunt multe zone unde, de exemplu, anularea de TVA este o informație foarte importantă. Expirarea sediului social. Dacă unuia dintre furnizorii tăi expiră sediul social și tu faci în continuare plata și el e plătitor de TVA, acel TVA pentru tine nu mai este deductibil. Și asta este o problemă atât de frecventă și atât de mare. Noi ne lovim în fiecare lună cu problema asta. La mulți fie. Oamenii nu știu. E genul de greșeală sau necaz care se întâmplă din... Nu știi. Nu ai control sub nicio formă asupra lui. De ce? Când ți-ai făcut firma cu 3 ani la Registrul Comerțului și ai trecut acolo pe 3 ani contractul, ai uitat. Între timp te-ai făcut mai mare, te-ai schimbat, nu mai ești cu sediul la apartament la tata acasă, exact. Te-ai mutat și tu în altă parte. Notificarea, dacă vine notificarea de la Registrul sau de la ANAF, se duce în partea alaltă, nu vede nimeni și tu te trezești că nu mai ai. Și am o situație cu un furnizor termene, am pățit-o noi, cu un furnizor termene din Timișoara, până să... Adică noi eram niște necizmarul, el repară, da, băcancelui să rupți, fix asta am pățit noi. Acum câțiva ani, nouă ni s-a întâmplat cu un furnizor din Timișoara, i-am plătit factură mică, dar principial a fost o problemă. 35 de drumuri a făcut, mi-a spus, între ANAF, Registrul Comerțului, sediu și așa mai departe, până să-și rezolve problema, a făcut 35 de drumuri. Jesus. Da. Și noi am învățat, băi, ar fi bine să ne monitorizăm și noi furnizorii noștri, dacă totuși asta facem și asta oferim în piață. Da, nu te-ai gândit, vezi? Băi, sper că faceți facturile cu Smart Bill, nu? Exact. Noi le facem, da. Ar fi chiar. Da, e o lecție pe care am învățat-o. E, apropo de că mulți se pot gândi, apoi eu n-am probleme cu furnizorii, știi? Chestia asta trebuie privită pe lângă edit value-ul ăsta de zi cu zi și ca o asigurare care oricum va fi ieftină. Deci la noi va fi, probabil o să începem undeva la 3 euro pe lună după 31 august. Încă nu am definitivat. Deci, again, revenim la cât un pachet de țigări. Da, deci va fi un... E ca o asigurare. Nu neapărat că ai 20 de furnizori sau 20 de parteneri, whatever, și nu știi când unul ei se întâmplă. Și de asta zic, o asigurare super ieftină, pentru că, până la urmă, 3 euro ori 12 pe luni, 36 de euro de an, ca să stai liniștit, că nu poți... Orice pierdere este de cu altă ordine mărime de cost. Da, indiferent în ce business ești, indiferent ce faci, da, cu siguranță este... De asta sunt foarte încrezător că va fi de... Da, noi o să lăsăm perioada următoare, o să explicăm foarte bine parteneriatul și ce se poate monitoriza, pentru că sunt foarte multe surse de informații pe care le monitorizăm. Este acea centrală a incidentelor de plăți pe care o vom monitoriza și acolo mi se pare foarte important subiectul, pentru că afli dacă clientul tău are deja un incident de plată. Și e foarte important atunci când el vine la tine și spune: domne, vreau și o marfă cu plata la termen pe 60 de zile. Da? Și îi dai și peste o săptămână primești notificare. Opa, vezi că alt furnizor de-al lui deja a cerut banii și nu avea bani în cont. Da. Și aici cred că mai merită să menționăm că nu este ceva antițepari treaba asta. A, nu, sunt nicio formă. Poate sunt, deci nu e o chestie ca eu, bă, clienții sau furnizorii mei nu sunt țepari. Nu este vorba despre asta. Oricine poate păți lucruri. Deci e un lucru ca să... Voi ați pățit-o, este inevitabil. Dar vrei să... Adică,
și termene ca și concept de la bun început, nici cu Red Bull, nici cu tot ceea ce facem. Nu, ideea este nu e de a pune punctul pe o companie sau pe o persoană și de a spune ăsta e într-un fel sau altul, că nu este treaba noastră să facem chestia asta, ci de a oferi informațiile. Și mai departe este treaba fiecarei companii să facă un pic de research în spate, ori în termene, ori prin alte metode, astfel încât să afle care este cauza acelor informații. Pentru că uite cum vorbeam de anularea TVA. Anularea codului de TVA poate părea o chestie nasoală și după ce faci un pic de research și înțelegi că de fapt a greșit cineva la Registrul Comerțului, că n-a pus o bifă undeva, da? Și omul n-a avut nicio vină, înțelegi că nu era voință și pur și simplu ăsta este mediul economic din România. Da, absolut. Uite, de exemplu, am pățit dată, eram în, nu mai știu, prin Italia, pe undeva în concediu vară, în august, și mă sună, noi avem în acționar două fonduri, Tritius Catalyst este unul, care a investit în vreo 15-20 de companii din România. Una dintre companiile astea a avut niște probleme nasoale și s-a suspendat codul de TVA. Mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte povestea, pentru că știu și ce companie și n-aveam nicio vină, a fost o chestie... Exact. Și ghici ce? I-a luat ANAF-ul și pe alții din grup. Deci doar pentru faptul că avea un acționar comun, fondul, și n-avea nicio treabă companiei la una, nicio treabă, e pur și simplu a dat așa, i-a trăznit și pe aia, la alții le-a suspendat codul de TVA și, nu știu, pierderi cumplite oamenii. Deci a fost omul terminat. 2018. Poveste 2017-2018. Sau 2016, nu mai știu. Sau 2017. Clienții, și toți clienții companiei celelalte din grup au primit notificări de la ANAF. Da, deci a fost o chestie de aia, de să zic, te trăznește de nu știi cum te trăznește. E și de aia e important să fii, să monitorizezi lucrurile. Și mi se pare că soluțiile noastre are mult sens să fie integrate și... Așa este și... Da, asta apropo de externalizare, că e exact două topice pe care trebuie să fii un pic crazy să te apuci să faci tu manual asta ca să economisești câțiva euro, pierzând timp în care poți să faci alte lucruri, că orice business are nevoie de timpul fondatorilor și a oamenilor cheie, nu să te apuci să stai să, cum se zice, lingi hârtii sau să cauți mii de locuri datele pe care le aveți voi. Da, sau nu știu, dacă avem vreo întrebare sau ceva, cred că suntem aproape la timp. Ne apropiem de sfârșit. Dacă sunt întrebări, le luăm cu drag. Nu m-am uitat pe Facebook să vedem dacă avem întrebări și acolo. Putem să mai așteptăm un minut, două, să vedem dacă sunt ceva întrebări. Dacă nu, o să încheiem. Noi vom face, ca de fiecare dată, o să facem o post-editare după acest webinar, după care în newsletterele pe care le trimitem către utilizatorii termene o să inserăm sinteza acestei discuții, o să facem o sinteză cu punctele principale pe care le-am discutat, inclusiv acest parteneriat pe care o să începem să-l și promovăm ușor-ușor pe măsură ce terminăm partea de integrare. Eu spun sincer, eu sunt foarte fericit, abia aștept să văd această live. Eu da? Și noi îl vom promova ușor. Bine, Mircea, mulțumesc mult de tot. Mersi. Stai că avem o întrebare, ia să vedem, dar a apărut ceva. Cum am zis, core business, nu externalizați. Restul... Avem două întrebări. Bun, prima întrebare. Cristian Matei spune așa, l-ar interesa o listă de tool-uri pe care le folosim sau pe care le încercăm? Poate sunt unele utile de care nu am auzit. Bun, hai să zic eu foarte repede și ce-mi vine, noi folosim pentru de la Development Jira, care este super important, ca să comunicăm între noi, am mutat din Skype în Slack acum ceva vreme și îl și plătim, nu știu, o căruță de bani, am fost așa cu durere în suflet, dar it is what it is. Mai folosim și Trello și Asana pentru partea de project management la marketing, unde n-avea rost să intrăm în Jira, care este mult mai complex. Pentru email marketing folosim Intercom, cum am spus mai devreme, și de asemenea și MailChimp și Mandrill. Mandrill e versiunea automatizată de la MailChimp în care trebuie să scodezi trimiterea de mail-uri. În rest, WordPress puțin, doar pe blog, niciodată n-am vrut ca site-ul Smart Bill principal să fie pe WordPress din temeri de... Securitate, bineînțeles. Securitate. CRM-ul pe care îl folosim noi este... Dynamics de la Microsoft, care e un fel de a merge cu camionul și nu l-aș recomanda decât dacă aveți... La noi n-am putut alege altceva. Aș fi vrut, am tras, am insistat, ne-am muncit să alegem altceva și l-am ales când am avut de ales. Cam așa, văd aici o întrebare legată de mini CRM. Asta spun și eu, hai că clarific și eu. Zici și tu, da. Zici și tu și tu. Deci noi folosim așa, MailChimp pentru mail-uri și cu Mandrill-ul atașat.
Microsoft, soluția Microsoft, tot ce înseamnă Office 365, mail-ul, licențe, software și așa mai departe. Hotjar, am folosit Intercom-ul, nu mai folosim, pentru că ne-am mutat pe HubSpot cu toată, cu tot CRM-ul și cu toată infrastructura de sales, support și de marketing. Hippo Video pentru videouri, GitHub și combinat cu Jira, la fel folosim și noi ambele soluții, Slack-ul pentru comunicare internă și am renunțat la Microsoft Teams acum 4-5 luni de zile și am trecut pe Slack. Mai folosesc Monday pentru agenția de storytellers, cealaltă companie pe care avem noi, Lucidchart pentru diagrame și tot ce înseamnă mapare de procese și așa mai departe și recomand, mi-e place foarte. Noi avem Mixmind aici, recomand, doar zic. Da. PandaDoc pentru documente online și cu contracte, oferte și semnătură electronică și așa mai departe. Cam astea ar fi, cu specificația că motorul principal este HubSpot-ul la noi, că ne integrăm cu totul în HubSpot. Și de curând folosim AppQs pentru procesul de onboarding pe care încă nu l-am lansat, dar probabil săptămâna viitoare o să fie gata. Deci să este o listă, uite, că se adună. Se adună și când le și plătești, se adună și mai mult. Da. Da. Este aici o întrebare, cu Smart Bill poate fi integrată cu orice platformă. Deci aici e o chestiune, noi avem un API, scris exact la adresa api.smartbill.ro, care este practic un set de instrucțiuni prin care te poți conecta la Smart Bill. Smart Bill poate primi și transmite informații mai departe după ce le procesează. Aici, de exemplu, uite, cu eMag Marketplace am mers noi la ei, am bătut la ușă și ne-am integrat noi cu ei. Cel.ro, au venit ei la noi și au spus vrem să ne integrăm cu voi și au făcut ei integrarea asta. Pentru Gomag, Blugento, Content Speed, au venit ei și au făcut integrarea cu Smart Bill fără, nu au cerut ajutor și așa, dar au făcut-o ei. Legat de mini CRM, văd aici întrebare, am avut o discuție mai veche cu country managerul lor și le-am spus exact așa, noi suntem deschiși să vă ajutăm, faceți integrarea. Nu pentru noi matematic, nu are sens, nu este logic ca Smart Bill să facă integrarea cu mini CRM, deoarece pentru noi potențialii clienți de la ei numărul este foarte mic, în schimb pentru ei este foarte sexy să se integreze cu Smart Bill, pentru că sunt șanse foarte mari ca un client de-al lor sau un potențial nou client de-al lor să fie deja client de-ai noștri, de asta spun. Deci mingea e la ei, am avut discuția asta cu ei de mai multă vreme, so it should happen. Sub denumirea lor, chiar dacă în gestiune avem probleme. Nu înțeleg foarte clar întrebarea. O iau, Niki, poți te rog să scrii o adresă de e-mail sau ceva, sau să-mi scrii mie pe un e-mail la mircea.capatina de la capatina@smartbill.ro și preluăm și facem. Să, în principiu, aș zice că da, cred că se poate. Uite aici, ok. Stai să iau copii. Bun, cred că putem să wrap it up ca să nu mai ținem pe oameni. Mulțumesc tuturor și... Și eu mulțumesc, Mircea. România are nevoie de antreprenori care reușesc și modelul ăsta, 2020, nu ăla al anilor 90, cu omul potrivit la locul potrivit, la combinația potrivită. Corect. Mulțumesc mult de tot, Mircea. Mulțumesc mult, dragilor. Ne revedem săptămâna viitoare cu Valentina Saigo și vom discuta despre creditele IMM, în primul și în primul rând, dar nu doar despre acest gen de credite, și în general despre creditarea bancară în această perioadă, cât de oportună este și la ce ar trebui să fim atenți în momentul în care alegem această sursă de finanțare, în momentele astea în care e clar că majoritatea companiilor au nevoie de o resursă de cash externă. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult, Mircea, încă o dată. Ne revedem, pa, pa!